Nu știu dacă este Natalia Ghilaș în sala. Dacă mai este. Natalia, te invităm aici. Pentru Prigoana din Basarabia, de asemenea, ai luat premiul mare. Vreau să spun, deci au fost aici critici în privința reportajelor, discuții, dar eu mă bucur pentru această lansare, pentru că este prima mea participare, la, în primul rând, la Amatorul. Și aceasta îmi oferă posibilitatea să vin cu filme la fel de interesante ca care au fost urmărite în această zi, dar de ce nu să participăm și la alte festivale. Și vreau să le doresc tuturor amatorilor să nu-și piardă curajul. Este evident o competiție, să zic așa, interesantă pentru mine, pentru că de fiecare dată eu am ceva de învățat. Chiar dacă mă consider jurnalist, am ceva de învățat de la amatorii care au prezentat astăzi aceste minunate filme și vreau să vă doresc multe succese în continuare, să ne vedem pe alte scene cu noi realizări. Vă mulțumesc și...